Bine v-am regăsit! Nu pot să scriu o carte care să se compare cu operele lui Shakespeare, dar pot să scriu o carte a mea. Cu acest motto începem o nouă zi la Exprim TV și vă invităm să trecem în revistă principalele știri ale zilei. În 2010, ponderea primelor intermediate de firmele de brokeraj în total piața a crescut cu 2% în comparație cu reducerea de 5,7% a pieței de asigurări. Cifrele preliminare pe 2010 cu privire la piața de intermediere în asigurări au fost făcute publice de CSA ieri 22 martie în cadrul Conferinței Naționale a Brokerilor de Asigurare din România, organizată de UNSICAR. Bogdan Andriescu, președintele UNSICAR, a explicat: o scădere de numai 0,5% în 2010 este un rezultat excepțional pentru piața de brokeraj în asigurări. Cred că dacă am reușit pe timp de criză financiară o astfel de evoluție, odată cu redresarea situației economice, rolul brokerilor de asigurări va crește și mai mult. Un alt subiect dezbătut în cadrul conferinței de ieri a fost constituit de modificările la care se lucrează de ceva timp pentru directiva privind intermedierea în asigurări, IMD-1. Urmează un IMD-2 care va modifica sistemul de lucru al intermediarilor în asigurări, a declarat Bogdan Andriescu, președinte UNSICAR. Revizuirea IMD-1, operațiune declanșată în vara lui 2010 la nivelul Uniunii Europene, urmărește obținerea unui mediu de afaceri mai echitabil pentru intermedierea și distribuția asigurărilor într-o piață mai bine integrată și cu un nivel optim de protecție a consumatorului. Acționarii Generali Asigurări și Ardaf au aprobat în cadrul adunărilor generale extraordinare din 21 martie intenția celor două companii de a fuziona. Echipele de management ale Generalii Asigurări și Ardaf au primit astfel, din partea acționarilor, împuternicirea de a demara planurile pentru fuziune, în concordanță cu toate reglementările locale. Reprezentanții celor două companii se așteaptă la o finalizare a fuziunii în cea de-a doua jumătate a anului 2011. Unica Asigurări, una dintre companiile de asigurări de top din piața locală, continuă proiectele sale de responsabilitate socială prin sprijinirea organizației umanitare Concordia. Astfel, Unica Asigurări a donat o linie completă de utilaje de panificație pentru Brutăria Concordia, inaugurată ieri la Ploiești. Brutăria face parte din Școala de Meserii Concordia, unde tinerii din cadrul organizației, dar și cei din afara acesteia, pot învăța diverse meserii. Asigurările pentru business interruption sunt produse complexe care au rolul de a-l proteja pe titularul asigurării, persoană juridică, de pierderile generate de oprirea temporară a afacerilor din cauza incendiilor sau altor tipuri de riscuri, precum catastrofele naturale. Laurențiu Iacab, deputy manager în cadrul Marș România, a explicat în cadrul emisiunii Ora de Risc de ieri de la RFI. Astfel de daune le putem numi și daune de consecință, care apar ca urmare a producerii unui risc asigurat la polițele de bunuri și clădiri. Putem avea daune pe pierderi financiare mult mai mari decât cele materiale, care pot afecta grav activitatea unei firme. Mii de companii multinaționale care se bazează pe furnizori niponi de bunuri și servicii, dar și pe piața de desfacere japoneză, se pot aștepta la probleme în următoarele luni, avertizează Marsh Risk Consulting. Reprezentanții companiei au explicat: dat fiind faptul că prioritățile imediate ale Japoniei sunt cele sociale și nu cele economice, efectele asupra economiei mondiale ale acestui dezastru se vor resimți treptat pe o perioadă lungă de timp, multe dintre acestea nefiind încă vizibile. Grupama a încheiat un acord pentru o perioadă de 5 ani cu Predict Services, o filială a Meteo France. Pentru intervalul menționat, asigurătorul va include în contractele de asigurare ale clienților, fără costuri suplimentare, un nou serviciu pentru prevenirea riscului de inundații, deservind astfel 18.000 de clienți, persoane juridice sau unități teritoriale. Informațiile puse la dispoziția acestora din urmă de către Predict Services constau în furnizarea de avertizări și atenționări meteo înainte și în timpul producerii evenimentului și în sprijinirea elaborării unor planuri locale de salvare. Ați urmărit știrile zilei la Exprim TV. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim o zi cât mai bună și vă așteptăm din nou mâine cu cele mai importante subiecte ale zilei.